Mulțumim că astăzi am reușit să ne întâlnim, să comemorăm pe cea care a fost Vioricăi Agarici, un nume emblematic din perioada celui de-al doilea război mondial. Așa cum știm, acum 81 de ani, începând de la Iași, la Roman, a început rogul din Iași, care a omorât peste 13.000 de evrei. Și iată că, ajungând trenul cu deportații aici în Roman, cu evrei care urmeau să fie duși în lagăr, Vioricăi Agarici a fost cea care a salvat sute de evrei și asta i-a adus recunoștința în timp și de aceea datoria noastră este să o comemorăm, să-i aducem omagiu de fiecare dată pentru ceea ce a făcut pentru oameni în perioada celui de-al doilea război mondial, indiferent că au fost de etnie evrei, că altă dată au fost salvați români sau alți oameni. Important este ca de fiecare dată viața să primeze și acest lucru va dăinui în timp. Mă bucur că iată și anul acesta domnul Wexler este alături de noi și sigur cu memoria dumnealui de fiecare dată aduce în atenția noastră și ne îndeamnă la meditație și tot timpul de a fi mai buni unii cu alții și de a iubi în primul rând oamenii. Și îl rog să ne spună și dumnealui câteva cuvinte. Da. Încep prin a mulțumi domnului primar și conducerii municipiului care a organizat această mică festivitate de omagiere a unei persoane deosebit de importante din istoria Romanului, doamna Vioricăi Agarici, președinta Crucii Roșii la cea vreme. Doamna Vioricăi Agarici se trăgea dintr-o familie boierească, avea înaintași, avea rude mari în țară. S-a zvonit că vine un tren, zis trenul morții, cu evrei de la Iași, dus spre lagărul de la Călăraș. Acești evrei au fost îmbarcați în vagoane de vite, de marfă, au coborât morții la podul Iloai, au coborât morții după aceea la Târgu Frumos și prin Pascani au ajuns la Mircești. În gara Mircești, de asemenea, au fost dat jos morții, îi spune Mircești-Iugan, pentru că acolo este intersecția dintre cele două comune, foste comune, din vremea aceea. Au ajuns trenul la Săvoani și acolo au mai fost dat jos niște morți. Și în sfârșit a fost anunțat că la ora cutare vine trenul cu deținuții, cu refugiații din Iași la Roma. Ei, doamna Vioricăi Agarici a aflat amănuntele, nu s-a lăsat până când, nu a intervenit acolo unde trebuie, sus de tot, ca să facă ceva în numele Crucii Roșii. Spunând că ea nu interesează nici etnia, nici religia, interesează oamenii. Așa, trenul a fost deschis, morții au fost dat jos, în colaborare cu comunitatea evreilor s-au dus la cimitirul evreiesc, unde gropile au fost pregătite din timp că se știa că așa va fi. A împărțit celor trăitori în vagoane apă, pâine și ceva îmbrăcăminte, culese de la evrei romașcani, s-au dat donații de Crucea Roșie, care a serviciu cruceai și așa mai departe. Vagoanele au fost curățate, așternutul a fost schimbat și a pornit apoi a doua zi spre Călăraș. De la Roman până la Călăraș au murit câțiva evrei, numărați pe zece. Restul au fost salvați datorită doamnei Vioricăi Agarici pentru partea ei eroică și așa mai departe. Doamna Vioricăi Agarici este o personalitate, am spus, a Romanului, cetățean de onoare din grija conducerii municipiului, dar și în Israel, la Muzeul Holocaustului, are un pom sădit pentru Vioricăi Agarici. L-am vizitat, știu despre ce este vorba și este prăznuit acolo, comemorat acolo ca un drept al popoarelor, un alt titlu care se dă celor care au salvat evreii în al doilea război. Încă o dată,
între romașcani și evrei din Roma, ca și celălalt minorități naționale, au fost relații de bună prietenie, relații în care au fost numai pace, înțelegere, fiecare a muncit cum trebuie. Evreii au lucrat, au muncit și pentru modernizarea României, dar și pentru primul război mondial, pentru independența deplină a României. Foarte mulți evrei s-au evidențiat, sunt evidențiați în documentele oficiale. Mulțumesc încă o dată domnului primar pentru ideea de a organiza această mică ceremonie, ca omagiu pentru doamna Vioricăi Agarici, Dumnezeu să o odihnească, să ierte păcatele, iar pe noi să ne întărească, să putem să o pomenim an de an. Mulțumesc dumneavoastră încă o dată. Mulțumesc pentru vizionarea de astăzi.